ocupă foarte importantă, ocupă din Cehoslovacia, unde, pentru că a fost o ocupă oficială pentru jucătorii de tenis din timpul respectiv, s-a jucat în Cehoslovacia și, ca drept dovadă, a și câștigat locul întâi și o să vă mai arăt în continuare trofee, adică medalii, tot ce vedeți sunt medalii originale, locul întâi, locul 2 și locul 3 și sunt expuse pentru prima dată pentru public, n-au mai fost expuse. O să trecem la vitrina următoare aici. De societate de patinaj are secție foarte mare de tenis și clubul Hellas, de asemenea, care au deținut supremația în materie de tenis la nivel orașului Arad, cât și la nivel național și chiar internațional. Expoziția a fost realizată cu ocazia tragerii la sorți a jocurilor de cupă Davis, ce au loc zilele acestea în polivalenta arădiană.